Cum să tranzacționați cu ajutorul indicatorului Fibonacci? Vă rog să consultați acest disclaimer, avertizarea de risc, strategia Fibonacci Retracement pe Forex. În acest video veți descoperi utilitatea instrumentului de analiză Fibonacci, Fibonacci Retracement, Fibonacci Extensions, dar și exemple concrete în platforma MetaTrader 5 Supreme Edition. Șirul lui Fibonacci. Iată ordinea numerelor Fibonacci după 0 și 1. Fiecare număr este suma celor două numere anterioare, așadar vom avea 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 și așa mai departe. După cum puteți vedea, această ordine poate continua la infinit. Fiecare număr este de aproximativ 1,618 ori mai mare decât numărul anterior. Fibonacci Retracement. Indicatorul Fibonacci Retracement este un instrument popular folosit de traderii tehnici. Îi ajută să identifice poziții strategice pentru a plasa ordine, dar și să vizeze stop-loss-uri sau niveluri cheie ale profiturilor. Acest indicator Fibonacci utilizează linii orizontale pentru a identifica zonele de suport sau rezistență în funcție de nivelurile de retragere Fibonacci în direcția impulsului. Nivelurile de retragere Fibonacci în Forex nu se bazează de fapt pe secvența de numere din șirul lui Fibonacci, ci pe relațiile matematice între numerele acestei secvențe. Principala bază a raportului, adică 61.8%, provine din împărțirea numerelor din șirul Fibonacci 89 cu 144 și rezultă 0,6180. În plus, raportul de 38.2% este obținut în mod similar cu secvențele 89 și 233 ale secvenței, rezultă 0,3819. Același lucru este valabil și pentru 23.6%. 89 odată împărțit la 377 rezultă 0,2360. Nivelul de 50% nu face parte din punct de vedere tehnic din șirul lui Fibonacci, dar a fost inclus datorită experienței pe scară largă în tranzacționarea Forex, unde s-a observat că o piață tinde adesea să corecteze aproximativ jumătate dintr-o mișcare majoră, înainte de reluarea acesteia din urmă și, în consecință, de continuarea trendului său de bază. Nivelul de 50% este de obicei inclus în nivelurile Fibonacci, care poate fi desenat cu ajutorul indicatorului tehnic Fibonacci MetaTrader 4 sau MetaTrader 5. Deoarece nivelul de retragere de 50% nu se bazează pe șirul lui Fibonacci propriu-zis, este în general văzut ca un nivel semnificativ de întoarcere, recunoscut în teoria Dow, dar și în lucrările lui Gann. O zonă importantă de retragere Fibonacci poate fi trasată între un minim și un nou maxim apărut pe graficul de lumânări japoneze, permițându-vă să localizați următoarea oportunitate de cumpărare pe piață în direcția mișcării inițiale, sau puteți să desenați un Fibonacci retracement între un maxim și un minim în vederea localizării următoarelor oportunități de vânzare în piață. Această zonă reunește nivelurile 23.6%, 38.2% și 61.8%. În acest moment, ar trebui să știți cum să desenați retragerea Fibonacci MetaTrader 4 sau MetaTrader 5. Nivelurile de retragere sunt 23.6%, 38.2%, 61.8%. Fibonacci Extensions. Nivelurile de extensii sunt 161.8%, 261.8%, 423.6%. Pot fi exploatate de către traderii Forex pentru a proiecta zonele cu potențial de marcare a profitului, cu șanse mari de a ajunge acolo după reculul din zona Fibonacci. În continuare vom vorbi despre câteva cazuri practice pe platforma de tranzacționare MetaTrader 5 Supreme Edition oferită de Admiral Markets. După ce am deschis platforma de tranzacționare MetaTrader 5 Supreme Edition, putem să tranzacționăm foarte simplu. Haideți să adăugăm un Expert Advisors oferit de Admiral Markets în platforma de tranzacționare MetaTrader 5 Supreme Edition. Vom da click pe Navigator, vom merge la secțiunea Expert Advisors și vom da click pe Admiral Mini Terminal, vom da click dreapta, Attach to Chart, după care vom da click pe OK. Iar platforma de tranzacționare MetaTrader 5 va afișa în mod automat un Mini Terminal, care o să vă ajute în procesul de tranzacționare. Așadar, haideți să adăugăm și să desenăm un Fibonacci Retracement. Vom da click pe Fibonacci Retracement, pe acest instrument de analiză tehnică din bara de instrumente, sau putem să selectăm acest instrument de analiză din secțiunea Insert
obiecte, vom merge la Fibonacci și aici avem Fibonacci Retracement, Fibonacci Expansion. Așadar vom da click pe Fibonacci Retracement. Dacă dorim să desenăm acest instrument de analiză tehnică pe o mișcare ascendentă, vom alege un minim și un maxim. Vom conecta cele două puncte de minim respectiv de maxim, iar platforma a desenat, a trasat în mod automat acest Fibonacci retracement. O să-l mut un pic în partea dreaptă pentru a vedea cum prețul a respectat aceste nivele de retragere. Așadar, prețul a scăzut și a atins nivelul de retragere 61.8%. A venit, a retestat nivelul 38.2%, a scăzut din nou. Am avut un range aici, o mișcare laterală, dar prețul, după cum se poate observa, nu a reușit o străpungere validă sub acest nivel foarte important de retragere, 61.8%. Așadar, prețul și-a reluat mișcarea ascendentă după câteva străpungeri false a acestui nivel major de retragere. Haideți să desenăm și un Fibonacci extension pentru a vedea până unde și anumite ținte de preț. Vom alege punctul maxim, după care vom merge până în punctul anterior de minim. Iar platforma a afișat în mod automat acest Fibonacci extension. Putem observa cum prețul a crescut semnificativ după respingerea de la 61.8% și a atins nivelul 161.8%. Nu a fost capabil să realizeze o străpungere validă a acestui nivel foarte important de rezistență, așadar prețul a scăzut din nou. Haideți să luăm un alt exemplu. Tot pe o mișcare ascendentă. Vom conecta acest minim cu acest maxim. După cum se poate observa, prețul a scăzut, dar a atins nivelul de 50%. Nivelul de retragere 50%, a corectat așadar jumătate din mișcarea ascendentă, după care și-a reluat mișcarea de creștere. Putem să luăm și un alt exemplu. Vom conecta cele două puncte de minim și de maxim. Se poate observa cum prețul a corectat după acest impuls ascendent, a corectat, a atins nivelul 61.8%, a închis deasupra nivelului 50%, după care a revenit pe creștere. Haideți să desenăm și un Fibonacci extension. Așadar vom alege acest maxim și vom duce această linie până la nivelul 100, la nivelul minimului anterior. Așadar, prețul a crescut după această respingere de la 61.8%, respectiv 50%, până a atins nivelul 161.8%. Putem să luăm un exemplu și pe ultima mișcare. De exemplu, pe această mișcare vom conecta acest minim cu acest maxim. Prețul a corectat. Nu a fost capabil să atingă nivelul de retragere 61.8%. După care avem practic o străpungere falsă a acestui nivel de 50%, după care prețul a continuat mișcarea ascendentă. Putem de altfel să conectăm acest minim cu acest maxim, ultimul maxim. Se poate vedea cum prețul a scăzut, a corectat. Avem o străpungere falsă a
nivelului de retragere 38,2%, după care prețul a început să crească din nou și este cel mai probabil va crește și va atinge să atingă cel puțin nivelul de maxim anterior. Putem să trasăm foarte simplu un Fibonacci retracement pe ultima mișcare ascendentă. Vom conecta acest minim cu acest maxim. Și se poate observa cum prețul a corectat, a scăzut, a atins nivelul 61,8%, după care a revenit pe creștere. Putem să trasăm și Fibonacci extension. Foarte simplu. În acest fel, în acest mod, vom avea ca ținte de profit cel puțin nivelul anterior de maxim, dar și 161,8%. Dacă prețul va depăși maximul anterior, va închide, va realiza o străpungere validă a acestui maxim anterior. Puteți să tranzacționați foarte simplu utilizând acest mini terminal. Puteți să inserați volumul în categoria loturi. Puteți să plasați un stop loss, un take profit, un trailing stop. Puteți să dați click pe sell în momentul în care doriți să vindeți o pereche valutară, un activ, un instrument financiar. Sau puteți să dați click pe buy în speranța că perechea valutară sau un activ, un instrument financiar va crește în următoarea perioadă și veți putea înregistra un profit semnificativ. Așadar, puteți să utilizați acest instrument de analiză tehnică, și anume Fibonacci Retracement, în vederea identificării unor niveluri foarte importante de rezistență respectiv de suport. Spre exemplu, pe un trend descendent puteți să utilizați aceste niveluri de retragere ca fiind niveluri foarte importante de rezistență, de unde vă puteți poziționa short din nou, iar pe un trend ascendent puteți să utilizați aceste niveluri de retragere ca fiind niveluri foarte importante de suport, de unde vă puteți poziționa long, din nou, în speranța că prețul va crește din nou și va continua trendul ascendent anterior. Este foarte important să știți că atunci când prețul realizează o străpungere validă a nivelului 61,8%, cel mai probabil vom avea de a face cu o inversare a trendului, iar prețul va încerca să atingă cel puțin nivelul 100, nivelul de maxim anterior sau nivelul de minim anterior. Sfatul meu este să utilizați Fibonacci Retracement alături de alte instrumente de analiză tehnică sau indicatori tehnici pentru a descoperi cele mai bune puncte de intrare și de ieșire din piață. Puteți să ne contactați la numărul afișat mai jos, să ne trimiteți e-mail la info@admiralmarkets.ro, să vizitați canalul nostru de YouTube, dar și pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim pentru vizionare!